Când aproape toată lumea asistează parteneriatele pe care le avea cu Rusia, India face exact opusul. Guvernul indian vrea să-și asigure livrări mai mari de armament rusesc și de petrol respins de Occident. De cealaltă parte, Rusia a apreciat India pentru faptul că privește războiul din Ucraina și din perspectiva Moscovei. Friendship is the keyword for to describe the history of our relations. Certainly, I'm interested in having the world order balanced, which makes it sustainable. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, s-a întâlnit cu omologul său indian. O întâlnire ce a fost percepută drept o încercare a Moscovei asiatice de partea sa în contextul războiului din Ucraina. De altfel, alături de China, India este una dintre puținele țări din lume care nici măcar nu au condamnat invazia rusă din Ucraina. Iar acest lucru a fost apreciat de ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. We appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. De cealaltă parte, India a precizat doar că este în favoarea găsirii unei soluții diplomatice și a evitat din nou să condamne invazia Ucrainei. Cele două părți au discutat despre o livrare neîntreruptă de piese de schimb militare rusești. Asta deși armata rusă nu are suficient armament nici pentru ea însăși. Cei doi diplomați au mai vorbit însă și despre achiziționarea de către India de resurse energetice rusești în ruble. De altfel, India este una dintre țările care profită de pe urma războiului din Ucraina. Doar în luna martie a cumpărat la preț redus în jur de 3 milioane de barili de petrol rusesc, respins anterior de Occident. Iar zilele trecute au apărut informații potrivit cărora a crescut cu 600% numărul de cazuri în care tancurile petroliere rusești își dezactivează locația, astfel încât traseul să nu le mai fie depistat, pentru ca ulterior petrolul să ajungă în rafinării din China, dar și din India. Potrivit estimărilor actuale, de la începutul războiului din Ucraina până acum au fost livrate către destinații necunoscute între 1,2 și 1,5 milioane de barili de petrol. Vânzarea de petrol este principala sursă de venit a Rusiei, doar în anul 2019, obținând profituri de aproximativ 123 de milioane de dolari.